Panouri fotovoltaice, mijloace de transport alternative și alte tipuri de tehnică prietenoasă mediului, dar și tehnologii ecologice. Toate au putut fi văzute de către vizitatori în cadrul festivalului Sunday Fest, care a revenit după o pauză de 5 ani. Evenimentul a reunit mai multe comunități care produc energie regenerabilă și care doresc să trăim într-un mediu ecologic și curat. La fel a fost organizat un târg al producătorilor locali care au vândut produse ecologice. Ediția acestui an a reunit antreprenori, companii private și de stat, asociații obstești și toate persoanele pasionate de energia verde, tehnologii sustenabile și produse eco. Aceștia le-au arătat și explicat oamenilor beneficiile surselor alternative de energie. Acum, dumneavoastră vedeți încălzitor de apă caldă, ecologic, econom, se instalează foarte ușor și repede. Avem o seră automatizată, adică automatizarea în agricultură aceasta se realizează. Sunt senzori diferiți, programare și avem un sistem de pompare automatizat cu panouri solare. Sunt niște rucsacuri impermeabile, după cum vedeți, care se transformă printr-o mișcare a mâinii în geantă. Vizitatorii s-au arătat interesați de tehnologiile prezentate. La moment ce putem să facem este sortarea gunoiului. Este unica modalitate care o putem face la noi aici în țară. Locuim la apartament, sortăm tot gunoiul și ne străduim cât mai puțin plastic. Este foarte interesant să descoperim ceea ce se întreprinde pentru a avea o energie ecologică în țara noastră. Înțeleg că acesta este începutul. Autoritățile afirmă că în ultimii 3 ani, tot mai mulți moldoveni optează pentru instalarea panourilor fotovoltaice. Măsurile de eficiență energetică sunt foarte importante. De ce? Din nou, pentru că reușim să reducem din consum cu până la 50%. Între 2021 și 2022, moldovenii și-au instalat cu peste 300% de capacități de energie solară, deci panouri fotovoltaice, pentru propriul lor consum. Sunday Fest a ajuns la cea de-a 7-a ediție și este organizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în parteneriat cu Ministerul Energiei.